Amen. Amén. I'm going to take some time at the beginning of my presentations. Voi lua niște timp la începutul prezentărilor mele. And put a couple arguments in place that aren't in your notes. Și voi întemeia niște argumente care nu se găsesc în notițele dumneavoastră. So you don't need the notes for this one, but you might want to take notes. Așa că nu aveți nevoie de notițe pentru aceasta, dar s-ar putea să doriți să luați notițe. We were having a Bible study, a regular Bible study at our house. Aveam un studiu biblic la noi acasă. And I was leading out in it. Și eu îl conduceam. And I came across a passage in Selected Messages book 2. Și am găsit un pasaj din Soli Alese, volumul 2. And it's a chapter. Este un capitol. You ever read a verse in the Bible and you recognize the verse is speaking to you? Ai citit vreodată vreun verset în Biblie și ai recunoscut că versetul îți vorbește? Or sometimes you read a whole passage of several verses and you know the Lord is speaking to you. Sau câteodată citești un pasaj cu mai multe versete și recunoști că Dumnezeu îți vorbește. Well, I read this chapter and I was so overwhelmed with this chapter. Am citit acest capitol și am fost atât de copleșit de el. That I typed this entire chapter out. Încât am scris tot acest capitol. So we could study it. Pentru ca să îl putem studia. I typed one paragraph and then I would ask some questions under the paragraph. Am scris un paragraf și apoi am pus întrebări sub paragraf. And that chapter was called The Three Angels and the Other Angel. Și acel capitol se numea Cei trei îngeri și celălalt înger. And most of us that have been studying this message for some time. Și majoritatea dintre noi care am studiat mesajul de ceva timp are familiar with the 3-1 combination. Sunt familiarizați cu combinația 3-1. Have you ever heard the expression the 3-1 combination? Ați auzit vreodată expresia combinația 3-1? The three angels followed by the fourth angel? Cei trei îngeri urmat de cel de-al patrulea? The title to this chapter is The Three Angels and the Other Angel. Titlul acestui capitol este cei trei îngeri și celălalt înger. And nowadays I wonder, not back then. Și astăzi mă întreb, atunci. This happened back in 1989. Asta s-a întâmplat în anul 1989. But nowadays I wonder, is there any significance that the chapter is number 12? Și astăzi mă întreb dacă există vreo semnificație că capitolul este numărul 12. But in any case, I typed this chapter out. Dar în orice caz, am scris acest capitol. On a regular typewriter. Pe o mașină de scris normală. With carbon paper. Cu hârtie de carbon. So everyone that came to study, we could go through it together. Și oricine ar fi venit să studieze, puteam să trecem împreună prin el. Years later, I never knew the significance of that study, and years later. Cu an mai târziu, nu am știut niciodată semnificația acelui studiu, dar cu an mai târziu. Probably 6 or 7 years ago. Poate 6 sau 7 ani. I was at some meetings in California. Eram la niște întâlniri în California. And there was a friend that was at those Bible studies back in 1988-89. Și era un prieten, aveam un prieten care era în acele studii biblice în anii 1988-89 time period. Ea a fost în perioada anilor 1988-89. We were studying together for a few years at our home. Studiam împreună de câțiva ani în casa noastră. But this brother showed up at a meeting. Dar acest frate and it clicked on me. He was there when we were studying this. Și mi-am dat seama că el era acolo atunci când noi studiam mai de mult aceasta. He could tell me what year it was. Și că ar putea să-mi spună în ce an era.
And the reason I knew he could tell me, și motivul pentru care știam că putea să-mi spună, is he and his wife got married in our backyard during that time period. E că el și soția lui s-au căsătorit în curtea din spatea noastră. So clicked on me, I can find out when we actually did this study. În acea perioadă de timp și mi-am dat seama că ar trebui să aș putea să aflu când am făcut acest studiu cu exact. So I asked him when he got married to Michelle, his wife. Și l-am întrebat când te-ai căsătorit cu Michelle, soția ta. It was 1989. Și el a spus 1989. This study here. Acest studiu de aici was the first study we did publicly. A fost primul studiu pe care l-am făcut public. It's taken from this chapter. Este luat din acest capitol. Why, Brother Tabo? Frate Tabo. Why did you have 1992 up there? De ce n-ai avut 1992 acolo? Why are you putting 1992? De ce pui 1992 acolo? Okay. Let me understand. Este anul în care s-a înțeles. He's probably correct on that. Sometimes I say 91, sometimes I say 92. Anul în care s-a înțeles Daniel 11 cu 40 la 45. Probabil are dreptate, câteodată zic 1992, câteodată 1992, we'll go with what he said. În 1992 vom merge așa cum a zis el. My wife and I went to some meetings out of town. Eu și cu soția mea mers la niște întâlniri în And at the end of that Sabbath day, this preacher. Și la sfârșitul acelei zile de sabat, acest predicator. He took about 20 minutes to give an overview of the last 6 verses of Daniel 11. A durat cam 20 de minute să facă o prezentare a ultimelor 6 versete al Daniel 11. Those are verses I'd never studied before. Acelea au fost versete pe care nu le-am mai studiat înainte. But I knew that he was wrong. Dar știam că este greșit. So I went up to him after the meetings and I says, I don't know what those verses mean, but I know that you're wrong. Și am venit la el după acele întâlniri și am spus, nu știu ce înseamnă aceste versete, dar știu că ești greșit. Acum, nu că contează. I never knew that speaker before then. Nu am știut niciodată acel vorbitor înainte. But I got to know him a little bit later on. Dar am reușit să-l cunosc mai târziu. And he's not someone you want to go up and tell they're wrong. Și nu este cineva la care vrei să mergi și să-i spui că este greșit. Because he would bite your head off. Pentru că te va mușca de cap. But he didn't do it. Dar nu a făcut-o. He says, "Why do you think I'm wrong?" Și a zis, "De ce crezi că sunt greșit?" He says, "I don't know what those verses represent." N-am spus, "Nu știu ce reprezintă acele versete." But I know the symbols in those verses either have to be literal all the way through or they have to be figurative all the way through, and you were doing one literal here and one figurative here and then a literal here and then a figurative there, and I says that can't be right. Știu că simbolurile de la acest verset trebuie să fie ori toate literale, ori toate spirituale, însă tu veneai și făceai unul literal, unul spiritual, unul literal, unul spiritual și asta nu putea să fie nu poate să fie corect. So, he says, I get your point. You ought to go home and study those verses. El a spus, am înțeles ce ai spus, trebuie so să mergi acasă. So through no personal conviction, I began studying the last 6 verses of Daniel 11. Studiez aceste versete, așa că am fost convins personal și am început să merg acasă să studiez acele versete, ultimele 6 versete din Daniel 11. And I had a brother working for me at that time. Și aveam un frate care lucra pentru mine în acel timp. And this was right during the time period when Bill Clinton became president of the United States. A fost chiar în timpul în care Bill Clinton a devenit președintele Statelor Unite. When he became president of the United States, he did just what Barack Obama did. Când a devenit președinte al Statelor Unite, a făcut exact ceea ce a făcut și Barack Obama. He began shutting down the military component of the United States. A început să oprească echipamentele militare ale Statelor Unite, componenta militară a Statelor Unite. And where I lived și acolo unde in California at that time, în acel timp, was out in the desert. Era în deșert. Place called Ridgecrest.
And even most people in California do not know where Ridgecrest is. Și majoritatea oamenilor din California nu știu unde este Ridgecrest. It's out in the middle of nowhere. Este în mijlocul nicăierului. But it's the most significant weapons development base for the United States. Period. Dar este cea mai semnificativă bază de dezvoltare a armamentului din Statele Unite. Punct. The atomic bombs that they dropped on Japan were put together on that base. They were assembled there. Bombele atomice care au fost aruncate în Japonia au fost asamblate în acea bază. And I worked in construction. Și eu lucram în construcție. And this brother was working for me. Și acest frate lucra pentru and mine. And Clinton cut down the military financing. Și Clinton a oprit finanțarea militară. So the construction where I lived ceased. Așa că construcțiile unde locuiam au încetat. They may have been building 200 or 300 houses a year. Ei construiau înainte 200-300 de case pe an. And it went down to like 4 or 5 building permits a year. Și a scăzut la 4-5 permise de construcție. So I had a business that at one point had 50 or 60 employees. Și în afacerea mea aveam 50 sau 60 de angajați. And it went down to me. Și apoi am scăzut până când this friend of mine, he moved to a self-supporting ministry in another state. Acest prieten de-al meu s-a mutat în slujire independentă. And by that time I had written an overview of the last 6 verses of Daniel 11. Și până în acel timp am scris o prezentare generală a ultimilor 6 versete din Daniel 11. Și acest frate care a lucrat pentru mine a plecat în slujirea lui independentă și a luat acea scriere cu el. And he handed it off to the leader of that ministry. Acea prezentare a ultimelor 6 versete și i-a dat. Leader read it. Said this is the best thing I've ever seen on those verses. Liderului acelei ministri și acel lider a citit-o și a spus că este cea mai bună lucru. And he thought it was well written. Acest versete și a spus că a fost foarte bine scris. So he invited me to come up and work at that ministry. M-a invitat și pe mine să vin și să lucrez la acel ministry. And in 1996, iar în 1996, there were 11 articles printed in that ministry's newsletter. 11 articole tipărite în revista acelei ministri that covered the last 6 verses of Daniel 11. Care vorbeau despre ultimele 6 versete ale lui Daniel 11. Those 11 articles we took and we put in this into one magazine. Aceste 11 articole au fost luate și le-am pus în aceasta într-o singură revistă. Now you may just think I'm just kind of talking here. S-ar putea să credeți că pur și simplu vorbesc. And I've told the same story many times. Și am spus aceeași istorie de multe ori. But I have a purpose for putting these things in place. Dar am un scop atunci când vă. Okay, it has to do. I'm assuming, making an assumption about Brother Tabo's presentations. Eu fac o presupunere despre prezentarea fratelui Tabo. I wasn't here the first couple days, obviously. Nu am fost aici în primele câteva zile. And when he's talking about the prediction before midnight, și atunci când vorbește despre prezicerea înainte de miezul nopții, I assume he's already spoke about the opening up of the seventh seal. Oh, he's shaking his head no. Presupun că deja a vorbit despre deschiderea celei de-a șaptea peceți. Și spunea, nu, spune că n-a vorbit. Okay, the logic I want to put in place. Logica pe care vreau să o întemeiez is what I have been seeing him do.
este ceea ce l-am văzut făcând. And we're doing MN for midnight, is that right? Și scriem MN pentru miezul nopții. And prediction before midnight here. Și aici avem prezicere înainte de miezul nopții. Are you going to deal with the seventh seal? Te vei ocupa de cea de-a șaptea pecete? I'm going to deal with the seventh seal. Eu mă voi ocupa de cea de-a șaptea pecete. That's unfortunate. E păcat. That I haven't already dealt with it. Că nu m-am ocupat deja de ea. Before I'm giving you this logic. Înainte să vă dau această logică. We will reach a point. Vom ajunge la un punct. Where we will show that in the Millerite history. Unde vă vom arăta că în istoria millerită. There is seven seals that are unsealed. Sunt șapte sigilii desigilate. And in the Millerite history, the last seal was the midnight cry message by Samuel Snow. Și în istoria millerită, ultima pecete a fost mesajul strigătului de la miezul nopții de Samuel Snow. So in the Millerite history, beginning here in 1798, așadar, în istoria millerită, care începe aici în anul 1798, the first of those seven seals is represented by the increase of knowledge when the book of Daniel is unsealed. Prima dintre acele șapte peceți este reprezentată prin atunci când cartea lui Daniel este desigilată. Yeah, I didn't say Daniel 12 verse 4, but that's right, when the book of Daniel is unsealed. Okay, in the history of 1798 until 1844. De la 1798 la 1844. There's a progressive development of truth. Există o dezvoltare progresivă a adevărului. That progressive development of truth in the book of Daniel. Acea dezvoltare progresivă a adevărului din cartea lui Daniel. Is represented as an increase of knowledge. Este reprezentată printr-o creștere a cunoștinței. But in the book of Revelation, it's represented as removing seven seals. Dar în cartea Apocalipsei este reprezentată prin îndepărtarea a șapte peceți. The last seal that is removed in the Millerite history. Ultima pecete îndepărtată din istoria millerită. Is the message of the midnight cry that goes on in this history. Este mesajul strigătului de la miezul nopții care merge în această istorie. Okay, so what I'm saying is. Ceea ce vă spun este că the Millerite history is repeated to the very letter in our history. Istoria millerită se repetă la literă în istoria noastră. And the prediction before midnight. Și prezicerea înainte de miezul nopții. Is the seventh seal being removed in this movement? Cele de-a șapte peceți în această mișcare. I thought Brother Tabo may have already had that in place. M-am gândit că fratele Tabo s-ar putea că deja să aibă întemeiat. But that's okay. Dar e ok. With this line here, cu această linie aici, you add to that fact the truth that Jesus always illustrates the end with the beginning. Adăugăm faptul că Iisus întotdeauna ilustrează sfârșitul de la început. For the Millerites, pentru mileriți, the first truth that's opened up is the judgment hour message. Adevăr care este deschis este mesajul orei ceasului judecății. It's the first angel's message. Este prima solie îngerească. The hour of his judgment is come. A venit ceasul judecății lui. But Miller had made a mistake. Dar Miller a făcut o greșeală. He thought the hour of his judgment was going to come in 1843. A crezut că ceasul judecății va veni în 1843. And when Sister White speaks about the mistake on this chart, și când sora White vorbește despre greșeala de pe această hartă, she specifically calls it a mistake singular. Ea în mod specific o numește o greșeală la singular. The mistake for the Millerites was the fullness of year concept. Greșeala pentru mileriți era conceptul anului întreg. Samuel Snow's seventh seal. A șaptea pecete a lui Samuel. The midnight cry message. Mesajul strigătului de la miezul nopții. Is the perfection of Miller's message. Este perfectarea mesajului lui William Miller. The first seal that's opened in Millerite history. Prima pecete deschisă în istoria millerită.
is a pronouncement that judgment is coming. Este o pronunțare a venit că un verdictul. Miller thought it was going to take place in 1843. Miller a crezut că acesta va avea loc în 1843. But the Lord had held his hand over a mistake. Dar Dumnezeu și-a ținut mâna deasupra unei greșeli. And the Lord raises up Samuel Snow to perfect this message. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Samuel Snow pentru a perfecționa acest mesaj. And when Samuel Snow presents the Midnight Cry message, și atunci când Samuel Snow prezintă mesajul strigătului de la miezul nopții, he doesn't simply correct 1843 to 1844. El nu corectează pur și simplu 1843 la 1844. He now has the month and the day. El acum are și luna și ziua. In this history, there is a progressive development of truth. În această istorie există o dezvoltare progresivă a adevărului. In Revelation 4 and onward, that truth is represented as the removing of seven seals. În Apocalipsa 4 și mai târziu, acel adevăr este reprezentat prin îndepărtarea celor șapte pecete. The Midnight Cry message was the seventh seal being removed. Solia strigătului de la miezul nopții a fost ultima pecete îndepărtată. Therefore, in our history, de aceea, în istoria noastră, in 1989, there will be a message introduced. Va fi introdus un mesaj that is represented as the removal of the first seal. Care este reprezentat de îndepărtarea. But there was a mistake in the reckoning of this understanding. Primei peceți, însă a existat o greșeală în calcularea acestei înțelegeri. It's a singular mistake. Este o singură înțelegere, o singură greșeală. And when you get to the time period that the Midnight Cry is going to be fulfilled in our history, și când ajungem la perioada în care strigătul de la miezul nopții va fi împlinit în istoria noastră, you will see the message that's opened up in 1989. Vom vedea că mesajul deschis în 1989 brought to perfection in this history. A fost adus la desăvârșire so în această istorie. What I'm here to say to you, de aceea ce vreau să vă spun aici, in 1989 the first message that was opened up was the reform lines. Este că în anul 1989 primul mesaj deschis a fost linia de reformă. But he also at the same time opened up the last six verses of Daniel 11. Dar în același timp a deschis și ultimele șase versete din Daniel 11. But they're the same message. Însă ele sunt același mesaj. The reform lines provide a point of reference. Liniile de reformă ne oferă un punct de referință. Reform lines provide a prophetic structure. Liniile de reformă ne oferă o structură profetică. But even if you have a good prophetic structure, dar chiar dacă avem o structură profetică bună, you have to have a prophecy to bring it into connection with. Trebuie să ai o profeție cu care să o conectezi. You have to have a point of reference to put that prophetic structure. Trebuie să ai un punct de referință pe care să așezi acea structură profetică. From chapter 12 of selected messages, de la capitolul 12 a solii alese, the reform lines that we refer to up here began. Încep liniile de reformă la care facem referire aici. I'll take you to the conclusion of this book. Vă voi duce la concluzia acestei cărți. That's it if you can see it. Aceasta este dacă puteți să o vedeți. There is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 items on that line. Sunt 9 elemente. Did you look at what Brother Parminder had up here this morning? Această linie. Ați uitat la ce a avut fratele Parminder în această dimineață? And after he filled that line up, he had to go over to that board and use this board to put more on that line. Și după ce a umplut acea linie, a trebuit să meargă la cealaltă tablă și să it started pună mai with mult this here. Pe acea linie. A început cu aceasta. Okay, aici. It has expanded. Și s-a extins. But what this message and this message emphasized, dar ce evidențiază acest mesaj și acest mesaj?
was that probation was about to close for Seventh-day Adventists. Este că timpul de probă este pe cale să se închidă pentru adventiști de ziua a șaptea. The reform lines. Liniile de reformă. They weren't meaningless, but I'm going to say meaningless. Nu au avut așa o însemnătate. They're meaningless in the sense that unless you have a prophetic anchor to place them upon. Sunt fără însemnătate în sensul că dacă nu ai o ancoră profetică pe care să le plasezi, then they don't mean much. Atunci ele nu semnifică mult. But when this was recognized as the last six verses of Daniel 11 were recognized. Dar atunci când acestea au fost recunoscute, așa cum au fost recunoscute și ultimele șase versete din Daniel 11. As the final scenes of Earth's history. Ca fiind scenele finale ale istoriei Pământului. Then what was recognized and taught? Atunci ce a fost recunoscut și învățat? Was that in 1989? The Soviet Union had been brought down through an alliance between the United States and the Vatican. Uniunea Sovietică a fost căzută de către o alianță între Statele Unite și Vatican. In fulfillment of Daniel 11 verse 40. În îndeplinirea Daniel 11 cu 40. And therefore verse 41 was the next thing that was going to happen. De aceea am crezut că versetul 41 era următorul lucru care urma să se întâmple. And at verse 41, și la versetul 41, avem legea duminicală în Statele Unite. And at the Sunday law in the United States, și la legea duminicală, probation closes for Seventh-day Adventists. În Statele Unite, timpul de probă se închide pentru adventiști de ziua a șaptea. In these reform lines, în aceste linii de reformă, we'd already seen that that third way mark marks a closed door. Acea a treia piatră de hotar marchează o ușă închisă. These two witnesses, acești doi martori, produced the closed door message for the reform movement of the 144,000. Produc mesajul ușii închise pentru mișcarea de reformă a celor 144,000. And the bottom line of these two messages is that probation's about to close. Și concluzia acestor mesaje, acestor două mesaje, este că timpul de probă este pe cale să se închidă. And this is upheld by inspiration repeatedly. Și acesta este susținut în mod repetat de inspirație. In more than one place, and it's not a repeat. În mai mult decât într-un loc și nu este o repetare. Sister White says there was a closed door message in the time of Noah. Sora spune că era o ușă închisă în timpul lui Noe. There was a closed door message in the time of Noah and Abraham. A fost o ușă închisă în timpul lui Avram. A closed door message in the time of Christ. O ușă închisă, un mesaj a ușii închise în timpul Domnului Hristos. William Miller's message was a closed door message. Solia lui William Miller era o solie a ușii închise. And we realize that these two lines of truth produced the closed door message for the 144,000. Și realizăm că aceste două linii ale adevărului produc mesajul ușii închise pentru cei 144,000. Now, you may not have caught the foundation that I've just laid so far. S-ar putea să nu vă fi prins de temelia pe care tocmai am așezat-o. Because right now we're just talking. Pentru că până acum pur și simplu vorbim. I haven't given you any spirit of prophecy or thus saith the Lord. Nu v-am dat niciun spirit, un citat al spiritului profetic. I'm just talking about past history. Și nu vorbesc decât despre istoria trecută. But I'm saying things that I hope you remember. Dar vă spun lucruri pe care sper că vi le amintiți. Because I'm going to make some points about them. Pentru că voi evidenția niște. I'll give you an illustration of one. Vă voi da o ilustrare. From the very beginning. Chiar de la început. The resistance that was given to this message was based upon fighting the idea of a closed door message. Rezistența sau împotrivirea acestui mesaj, în fața acestui mesaj, a fost bazată pe ideea de a se împotriva ușii închise. It's been the very bedrock, the very foundation of this message all the way through. Deci oamenii se luptau împotriva mesajului ușii închise, pentru că ușa închisă era chiar temelia mesajului nostru întotdeauna. To get right before the door closes. Și să ajungi chiar la sfârșit, chiar înainte de să se închidă ușa. And if you don't think the door is going to close in the near future, you're really
self-deceived. Și dacă crezi că ușa nu se va închide în viitorul apropiat, atunci chiar ești înșelat. I don't even think you have to be a Christian. Cred că nici măcar n-ar trebui să fii creștin. Just look what's going on in the world. Uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Look at the rise of Islam. Uitați-vă la ridicarea islamului. You realize how many symbols there are of Islam in the Bible, right? Realizați cât de multe simboluri sunt despre Islam în Biblie, da? It's represented in a lot of ways. Este reprezentat în multe moduri. You know, one of the things about Islam that we forget. Unul dintre lucrurile despre Islam pe care le uităm. Is one of the primary characteristics of Islam is that it's a locus. Unul dintre caracteristicile primare ale islamului este că este o locustă. Have you tested that out? Ați testat lucrul acesta? Have you tested out that Islam in the Bible is symbolized by a locust? Ați testat faptul că islamul din Biblie este simbolizat de o locustă? Because the natural symbolizes the spiritual. Pentru că naturalul prefigurează sau simbolizează spiritualul. And if you live in a part of the world where there's locusts? Și dacă trăiești într-o parte a lumii în care se găsesc locuste? You realize there's a period of time where the locusts arrive. Știi că este o perioadă de timp în care vin locustele? They're not a problem. Nu sunt o problemă. It's just a few of them. Sunt doar câteva. A little bit further on down the road, they're starting to bug you. Mai târziu, ele încep să te enerveze. But they increase exponentially. Dar ele cresc exponențial. And they reach a point. Se înmulțesc exponențial. To where they swarm the whole world. Și ajung într-un punct în care încep să năpustească în toată lumea. Frați și surori, suntem aproape la acel punct. It doesn't matter whether you believe the United States or Russia is identified in the book of Daniel. Nu contează că crezi că Statele Unite sau Rusia este identificată în cartea lui Daniel. It doesn't matter that if you're a student of prophecy. Nu contează dacă ești un student al profeției. That may have recognized. Că ești un student al profeției care. That Donald means ruler of the world and Vladimir means ruler of the world. Care ai fi recunoscut că Donald înseamnă stăpânul lumii și Vladimir înseamnă stăpânul lumii. You don't have to know any of that from Daniel or what their names represent. See that Russia and the United States are building up for some big crisis. Nu trebuie să știi ce înseamnă numele lor sau să vezi din cartea lui Daniel ca să înțelegi că Rusia și Statele Unite se pregătesc pentru o mare criză. You don't have to be a Seventh-day Adventist to see that the door is about to close. Nici măcar nu trebuie să fii adventist de ziua șaptea ca să vezi că ușa este pe cale să se închidă. But if you are a Seventh-day Adventist and you don't understand that, you are dead asleep. Dar dacă ești adventist de ziua șaptea și nu înțelegi lucrul acesta, ești adormit complet. And right here where we're about to watch the door close. Și chiar aici când suntem pe cale să privim închiderea ușii. From right among us. Chiar dintre noi. There's men that have rose up. S-au ridicat oameni. And said probation doesn't really close at midnight. Care spun că timpul de probă nu se închide de fapt la miezul nopții. That's when the judgment of the living begins. Atunci începe judecata celor vii. Okay, we're right at the end where that's being pushed. Suntem chiar la sfârșit, așa aici se împinge această idee. But I want you to understand that that argument has been here from the very beginning. Dar vreau să înțelegeți că acest argument a fost aici chiar de la începutul acestui mesaj. So I want to tell you some history associated with these two messages. Vreau să vă spun o istorie asociată cu aceste două mesaje, cu aceste mesaje. But what I want to point out at the outset. Dar ceea ce vreau să vă prezint de la început. The time of the end. Timpul sfârșitului. The time of the end we originally thought was a point in time. Am crezut la început că timpul sfârșitului este un punct în timp. Over the past 4 or 5 years we've came to understand that the time of end is a period of time. În ultimii 4-5 ani am crezut că timpul sfârșitului este o perioadă de timp.
And we've come to understand more that there are many references of two personages that mark the time of the end. Și am ajuns să înțelegem că sunt două personaje care marchează timpul sfârșitului. Here, a personage could be Ronald Reagan. Un personaj poate fi Ronald Reagan. And George Bush the first. Și George Bush. We'll make that case întâi. Later. Vom explica aceasta But la this mai, is the time of the end for our generation. Dar acesta este timpul sfârșitului pentru generația noastră. And the increase of knowledge, I'm arguing. Și ceea ce cred este că creșterea cunoștinței. Are these two lines of truth? Sunt aceste două linii ale adevărului. Okay. I'm saying you have to have them both. Cred că trebuie să le avem pe amândouă. This is the structure. Aceasta este structura. This is the prophecy that allows you to use the structure effectively. Aceasta este profeția care ne permite să folosim în mod efectiv structura. When we realized that verse 41 of Daniel 11 was the closed door. Când am realizat că Daniel 11 cu 41 este ușa închisă. It allowed us to put the Sunday law, which is verse 41. Ne-a permis să punem legea duminicală, care este versetul 41. At the third waymark in this basic prophetic outline. La cea de-a treia piatră de hotar în această okay, but we missed something. De bază. Dar there was a mistake. Am ratat ceva, a fost But last December. Care în ultima decembrie the mistake was clarified. A fost clarificat. Paralleling the fullness of the year mistake being clarified in the Millerite history. Care e un paralel al greșelii anului întreg care So what I'm saying is our message minerită. In the time of the end was Daniel 11 40 to 45. Mesajul nostru din timpul sfârșitului a fost Daniel 11, 40 la 45 împreună cu liniile de reformă. De aceea, this message here, acest mesaj de aici, the prediction before midnight, prezicerea înainte de miezul nopții, Jesus illustrates the end from the beginning, Iisus ilustrează sfârșitul de la început. It's going to have to be a message that's based upon Daniel 11, 40 to 45 in conjunction with the reform lines. Va fi un mesaj bazat pe Daniel 11, 40 la 45 împreună cu liniile de reformă. Okay. So you have to see that logic for some of the points. Trebuie să vezi acea logică pentru câteva dintre puncte. Now, the reason that I told you Motivul pentru care v-am spus about running into the brother that got married in my backyard despre faptul că m-am întâlnit cu frații care s-au căsătorit în curtea din spate It's because there's no way I understood what was happening when it was happening. E că nu a fost nicio nu se putea să înțeleg I didn't know what the time of the end was in 1989. Când se întâmpla și ce se întâmpla I was studying a chapter in selected messages, that's all. Nu știam că timpul sfârșitului este 1989, tot ce făceam este că studiam acel capitol din Solialese. Nu puteam să aflu. Serious revelations. Nu mai mi-aduceam aminte timpul în care a fost făcut. Majoritatea revelațiilor serioase au fost observate. Later on we noticed them. După înfăpturea lor. Give you an example of that. If you followed me. Au fost observate. Dacă să vă dau un exemplu. Where we were at, dacă vă mai aduceți aminte, we printed 11 articles in 1996. În ministriul în care lucram, am tipărit 11 articole în 1996 și apoi am transformat într-o revistă. And in each one of those articles, January, February, March, și în fiecare din acel articol, ianuarie, februarie, martie, there was artwork connected with each of the chapters. A fost desenate imagini legate de fiecare capitol. This is the artwork. Acestea sunt imaginile. From 11 articles. De la 11 articole. The friend of mine.
prietenul meu, went to work at the ministry first, care prima dată a mers și a lucrat la he took those 11 articles, a luat acele 11 articole, he took the artwork from those 11 articles, a luat imaginea de la acele 11 articole și a făcut un colaj din ele. Și nu a fost special făcut că unul dintre titlurile al unuia dintre capitole a fost timpul sfârșitului. And he just plugged it in there. Și a fost l-a pus acolo pur și simplu. Another one was the great escape. Și altul a fost marea scăpare. Another one was a chapter called None to Help. Și altul s-a numit nimeni să nu ajute. Și nimic nou sub soare. It's years later. Și cu an mai târziu. This magazine has been circulated and people begin to call it the time of the end. Oamenii, deci această revistă a fost împrăștiată și oamenii o numesc timpul sfârșitului. But we still hadn't understood. Dar noi încă nu am înțeles. That the time of the end for the reform movement of the 144,000 was 1989. Că timpul sfârșitului pentru linia de reformă a celor 144,000 a fost 1989. Then we understand it. Apoi am înțeles-o. And we realized the Lord controlled the title of this magazine. Și apoi am realizat că Dumnezeu a controlat titlul acestei reviste. All the way along, there's been providential working taking place. A existat lucrarea providențială a lui Dumnezeu. Okay, so that's the reason I'm laying some of this out. Asta este motivul pentru care there was nothing purposeful. Unele lucruri dintre acestea. Nu a fost nimic special. Just happened that way. Pur și simplu așa s-a întâmplat. So, providential. Let me read you the first spirit of prophecy quote in this magazine. Să vă citesc primul citat al spiritului profetic din această revistă. And the reason I'm saying this is if you go through this magazine. Motivul pentru care spun aceasta este că dacă parcurgem această revistă, I can tell you. Pot să vă spun. There are 102 quotes, some Bible, some spirit of prophecy. Sunt 102 citate, unele din Biblie, altele din spiritul profetic. And I haven't counted. Și nu le-am numărat. But at least 25 of them. Dar cel puțin 25 dintre ele. Are quotes that are used regularly by any messenger that presents this message. Sunt citate folosite în mod regulat de orice sol al acestui mesaj. The quotes that were in chapter 12 in this book. Citatele luate din capitolul 12 la aceste cărți are absolutely foundational to this message. Sunt absolut de temelie în acest mesaj. The idea that the Lord put them all in one chapter. Ideea că Dumnezeu le-a pus pe toate într-un singur capitol. And the idea that the Lord orchestrated the quotes in this book. Și ideea că Dumnezeu a condus citatele din această carte, a orchestrat. It's unbelievably amazing. Este de necrezut și uimitor. And the first quote says. Și primul citat spune. Whatever may be man's intellectual advancement. Oricare ar fi avansarea intelectuală a omului. Let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scriptures for greater light. Să nu creadă pentru un moment că nu este nevoie de o căutare continuă și amănunțită a scripturilor pentru o mai mare lumină. As a people we are called individually to be students of prophecy. Ca și popor noi suntem chemați individual să fim studenți ai profeției. And for some reason, și pentru un anumit motiv, it's the last quote. Este ultimul citat. That wasn't purposeful. Asta nu a fost special. It's a call to be a student of prophecy. Este o chemare de a fi student al profeției. So here we are at the end. Și aici suntem la sfârșit. Jesus is going to produce a message for us at the end. Domnul Iisus va face un mesaj pentru noi la sfârșit. That has to be the message at the beginning. Care trebuie să fie mesajul de la început.
It's got to be Daniel 11:40-45 in connection with the reform line. One more time. Trebuie să fie Daniel 11:40-45 în legătură cu liniile de reformă. Încă o dată. And yet these same guys, și totuși aceiași oameni, that are saying that the door doesn't close at midnight, care spun că ușa nu se închide la miezul nopții, that that's when the judgment of the living begins, că atunci începe judecata celor vii, they're also claiming de asemenea, that there's no light from Daniel 11 until we get to midnight. Că nu există nicio lumină din Daniel 11 până când ajungem la miezul nopții. In this quote, în acest citat, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scriptures for greater light. Să nu creadă pentru un moment că există, că nu există nevoie de o cercetare continuă și amănunțită a scripturilor pentru o mai mare lumină. Inspiration tells us we are all to be students of prophecy. Inspirația ne spune că toți ar trebui să fim studenți ai profeției. And we're continually to be searching for greater light. Și ar trebui să căutăm continuu pentru o lumină mai mare. But now there's men telling us there's no light from Daniel 11 until after midnight. Dar acum ni se spune că nu este nicio lumină din Daniel 11 până după miezul nopții. It's okay not to search Daniel 11 right now. E okay să nu cercetezi Daniel 11 chiar acum. Sister White was wrong. Sora White a greșit. Wait till midnight, then you can start searching again. Așteaptă până la miezul nopții, apoi poți începe să cercetezi din nou. Okay? Okay? I've had a problem with these teachings that are going on. Am avut o problemă cu aceste învățături care se petrec. And I know some of you in this room are new to this message. Și știu că câțiva din această cameră sunt noi în acest mesaj. And you stumble over the idea. Și vă potigniți asupra of someone like me. Cineva ca mine. Critiquing some of these false teachings and these false teachers that are out there. Critice pe unii dintre acești but I want you to understand. Învățător fals și acest. In my defense. De acolo, dar aș vrea să înțelegeți în apărarea mea. The second spirit of prophecy quote says this. Că al doilea citat din spiritul profetic spune acest următorul lucru. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. Slujitorii ar trebui să folosească cuvântul sigur al prorociei ca temelia adventiștilor de ziua a șaptea. Prophecy is to be our foundation. Profeția trebuie să fie temelia noastră. That's the foundation of our faith. Aceea este temelia credinței noastre. So in my defense. Așadar, în apărarea mea. If you think I'm being a little bit too critical. Dacă credeți că sunt un pic cam prea critic. When I address the false teachers that are among us. Atunci când mă adresez învățătorilor falși dintre noi. I just want you to understand that maybe I've been what is it when you pardon me? No, I haven't been too accommodated. Maybe I've been conditioned to be more sensitive to some things. Vreau să înțelegeți că poate că e nevoie să fiu mai sensibil la unele lucruri. And the reason for that. Și motivul pentru aceasta. One time recently I thought I need to go through this and count. Odată recent m-am gândit că trebuie să count how many passages in here. Să număr câte pasaje aici. And that's just in here. There's many other passages that say the same thing. Și aici vorba doar de aici, sunt multe alte pasaje care spun același lucru. That tell us that a Seventh-day Adventist, care ne spun că așa adventiști de ziua a șaptea, we have to guard the foundation of our faith. Trebuie să păzim temelia credinței noastre. And the reason we have to guard it, și motivul pentru care trebuie să o păzim, is because it's going to be attacked. Este pentru că trebuie să o păzim. So I've had this conviction from the very beginning. Deci ea va fi atacată. Deci am avut această convingere încă de la început. Whatever the foundation is, oricare ar fi temelia, Seventh-day Adventists are supposed to defend it.
Adventiștii de ziua a șaptea ar trebui să o apere. Because it's going to come under attack. Pentru că va fi atacată. I'll give you one of them. Vă voi da una dintre ele. It's out of this chapter. Este din acest capitol. Selected Messages, Book 2, page 101. Solia Lese, cartea a doua, pagina 101. The great waymarks of truth. Marele, showing us our bearings in prophetic history. Ale adevărului, arătându-ne umblarea noastră în istoria profetică. Are to be carefully guarded. Trebuie să fie păzite cu atenție. Lest they be torn down. Ca să nu fie and replaced with theories that would bring confusion rather than genuine light. Ca să nu fie îndepărtate și să fie înlocuite cu teorii care să aducă confuzie mai degrabă decât lumina adevărată. I saw the significance of that quote, I thought. Am crezut că am văzut semnificația acelui citat. Back in 1989. Chiar în anul 1989. But I really didn't know what the foundation was. Dar atunci nu știam cu adevărat ce era temelia. I don't know when I knew when the foundation was. Nici măcar nu știu când am ajuns să-mi dau seama. Okay, what's the foundation? I heard Brother Parminder defining the foundation. Ce este temelia? L-am auzit pe fratele Parminder că definea temelia. What did he define it as? I heard him say it twice. Cum a definit-o? The rules. Regulile. Now for years. De ani de zile. I've said the truths on this chart were the foundation of the faith of Seventh-day Adventist. Am spus că adevărurile de pe această hartă sunt temelia credinței adventiștilor de ziua a șaptea. And I can bring spirit of prophecy quotes to back it up. Și pot să aduc citate din spiritul profetic pentru a susține acest lucru. So is Brother Parminder correct? Așadar, or am I correct? Or are we both incorrect? Este corect fratele Parminder sau sunt eu corect? Sau suntem amândoi corect? He's correct. El este corect. Without those rules, you couldn't come to those truths. Fără acele reguli, nu putem să ajungem la acele adevăruri. The truths on that chart are the foundation of Adventism. Adevărurile de pe acea hartă sunt temelia adventismului. They were put together by the Holy Spirit through the man William Miller. Ele au fost puse de Duhul Sfânt prin omul. It was a combination of humanity and divinity. A fost o combinație dintre umanitate și divinitate. And the foundation that he had to have in order to come to those truths were the rules that he came to understand. Și temelia pe care a trebuit să o aibă pentru a ajunge la acele adevăruri au fost regulile pe care a ajuns să le înțeleagă. So, how is it that those rules are going to come under attack? Așadar, cum vor fi atacate acele reguli? Brother Parminder told us it's because people are going to be using the rules. Fratele Parminder ne-a spus că oamenii vor folosi regulile to produce incorrect conclusions. Pentru a produce concluzii incorrecte. How true it is. Și cât de adevărat este acest. That's what's going on today. Chiar asta se întâmplă astăzi. Now, let me just, I have a lot more to say that I want to say about this. Am mult mai mult pe care vreau să-l spun despre but asta. I want you to understand. One of the things I want you to see, because this could come off. Unul dintre lucrurile pe care vreau să le vedeți, pentru că this could sound like a very self-exalting presentation. Acesta ar putea să sune ca o prezentare plină de înălțare de sine. I put this together, I put this together. Am făcut asta, am făcut cealaltă. That isn't my point here. Nu asta vreau să evidențiez aici. There's some things I want you to see here. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le vedeți aici. And I'm trying to let you see how stupid I was about it all. Și vreau să încerc să vă fac să vedeți cât de prostuț am fost cu privire la I didn't know what the time of the end was. Toate acestea, nici măcar nu am știut even when the magazine the time of the end was being produced. Care era timpul sfârșitului și chiar după chiar când I didn't know what the 2520 was. Chiar când revista timpul sfârșitului. And I'm pretty much the only man I know on planet Earth for a period of about 10 years that was using both those charts. Și almost weekly. Sunt singurul om de pe acest pământ pe care îl cunosc în care foloseam aceste două hărți în mod regulat timp de 10 ani săptămânal. And why was I using those charts? Și de ce foloseam acele hărți?
Because I wanted to prove the daily. Pentru că voiam să demonstrez despre necurmate. Did I understand those charts were the foundation of Adventism? Înțelegeam că acele hărți sunt temelia adventismului? No way. Sub nicio formă. Did I see the 2520 on it? Vedeam 2520. No. Sub nicio formă. I was using them so much in South America that I had those two charts translated into Spanish. Le-am folosit atât de mult în America de Sud încât le-am tradus în spaniolă. I didn't know they were sacred. N-am știut că erau sfinte. I knew what Sister White said in early writings, page 74, that they were directed by the hand of the Lord and should not be altered. Știu ceea ce Sora White a spus în scrieri timpurii, pagina 74, că au fost conduse de mâna Domnului și nu ar trebui schimbate. But I didn't know those two charts had been typified by the two tables of the Ten Commandments. Dar nu știam că cele două hărți au fost prefigurate de cele două table ale legământului, ale celor 10 comori. All kinds of stuff I didn't know. O grămadă de lucruri nu știam. You know, when it comes to the daily, on this chart over here, necurmatul, pe această hartă aici, it says pagan dominion or daily taken away, Daniel 11:31-508. Spune dominația păgână sau necurmatul îndepărtat. 508, Daniel 12 cu... Therefore I understood that paganism was the daily. De aceea am înțeles că păgânismul este necurmatul. But I didn't know what that mean. Dar nu știam ce înseamnă acest lucru. I'll tell you when I begin to understand what that meant in the next presentation. Vă voi spune în următoarea prezentare când am început să înțeleg ce însemna acest lucru. And we'll take a break now and come back and take this a little bit further. Vom face o pauză acum și ne vom întoarce pentru a duce mai departe această prezentare. We both pray. Heavenly Father, we are kneeled before you here. Părinte Ceresc, am îngenunchiat înaintea ta aici. In what could only be understood as a sacred place. În ceea ce poate fi înțeles doar ca un loc sfânt. Many more of your people shed their blood right here in this place that are in this room. Mulți oameni ai tăi și-au vărsat sângele în acest loc. Once again, I don't know what it means that we're gathered here to study this week in this place. Încă o dată, eu nu știu ce înseamnă că suntem adunați să studiem în această săptămână, în acest loc. But I can see that there's something providential about why we're here. Dar pot să văd că este ceva providențial cu privire la motivul adunării noastre aici. We're approaching the time where we're going to be if we're faithful. Ne apropiem de timpul în care vom give an opportunity to present the same witness that the Waldensians presented right here. În care, dacă vom fi credincioși, nu ne va fi oferit oportunitatea să prezentăm aceeași mărturie pe care a prezentat-o și Waldensii. But you've told us that we're going to have the strength of the Holy Spirit, the latter rain, to make this testimony. Va trebui să avem puterea Duhului Sfânt a ploii târzii pentru a face această mărturie. But you've told us the latter rain is a message. Și ne-ai spus că ploaia târzie este un mesaj. So as we kneel before you here in this sacred place, we ask that the message that is going to empower us to faithfully represent you in this coming crisis. Așa că acum când îngenunchem înaintea ta în acest loc sfânt, cerem ca mesajul care ne va împuternici în acest timp de criză would be presented and received by those of us that are kneeled before you at this time. Va fi prezentat și primit de aceia care sunt. We ask that this week of study would be a preparation for the crisis that's about to hit. Cerem ca să fim pregătiți de în criza care este aproape să lovească. And that we can understand that it has been you leading us to this point from our very birth. Și că înțelegem că tu ne-ai condus în acest punct încă de la naștere. Ask for a refreshing as we take a short break. And that you'd come back again and present what you have for us in the next presentation. O reînviorare în această scurtă pauză și să ne întoarcem din nou și să primim ceea ce tu ai pentru noi în următoarea prezentare. Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amen.